Salut, sunt Bogdan și astăzi vreau să vă prezint modul de setare al referinței la un power metru de fibră optică. Primul rând, ce este un power metru? În română, corect ar fi valmetru optic și este un echipament electronic ce are la bază un senzor optic care pe bază de siliciu, germaniu sau indiu, galiu, arseniu. Acest senzor optic îl alegem în funcție de ce lungim de undă vrem să măsurăm și cam care este și nivelul de putere. Cel mai recent descoperit este cel cu indiu, galiu, arseniu, care ne permite să măsurăm puteri destul de mari. Acum, powermetru, ca și principiu de funcționare, el măsoară puterea medie pe care o regăsește în fibra optică. Și, de asemenea, cu această valoare, el poate fi utilizat să măsoare și atenuarea pe fibra optică. Ca un principal dezavantaj a acestui echipament este faptul că el nu poate să detecteze automat lungimea de undă a luminii pe care circulă prin fibra optică și de aceea este nevoie ca dumneavoastră, persoana care îl utilizează, să știe exact ce lungime de undă trebuie să măsoare. În același timp, el nu poate măsura atenuarea sau nivelul de putere într-o fibră optică dacă pe acea fibră optică nu este semnal. Și de aceea avem nevoie de o sursă de lumină, o sursă de lumină care se emită pe lungimile de undă utilizate în telecomunicații, adică de undeva de la 850 de nanometri până la 1650 de nanometri. Și împreună acestea două ne ajută să măsurăm atenuarea pe un circuit optic. În momentele următoare o să îndrept camera către modelele mele care le am pe bancul de lucru și o să vă prezint în detaliu fiecare model. Am aici două modele de powermetru de la AFL și am un OPM4 și un CSM1. Ca și diferențe majore este faptul că acest OPM4 se poate încărca fiind pe acumulator, are un port USB sus. În rest, ambele modele au cam aceleași butoane. Au un buton de on-off, da? Ambele stânga reacvă, dacă vă uitați. Au un buton pentru schimbarea lungimii de undă. Da? Au câte o tastă pentru setarea referinței și o să vă arăt cum funcționează. Sau au o tastă pentru schimbarea, să zicem, a unității de măsură. Că doriți să măsurați în decibel, care se măsoară atenuarea fibrei, sau că doriți să măsurați nivel de putere în dBm sau miliwați. Să zicem, în alegerea unui power metru, eu v-aș sfătui că atunci când îl doriți să achiziționați, să vă asigurați că adaptorul, da, este interschimbabil. Adică puteți să montați pe acest echipament diferiți adaptori pentru diferite conectori, că dumneavoastră aveți foarte mulți conectori în fibra optică. De exemplu, eu pe acesta am montat un adaptor de 2,5 universal. Acest adaptor îmi permite să conectez la power metru cam toți conectorii care sunt au diametru ferule de 2,5 mm. Aici pot să amintesc un SC, un E2000, un FC, un ST. În schimb, cu acest adaptor nu pot să măsor circuitele optice care au la capăt conector LC, care știți că au ferula de 1,25 mm. Și de aceea, dacă n-aș fi putut să-l înlocuiesc cu un alt adaptor care să-mi permită conectarea și conectorul LC, n-aș fi putut să-l utilizez în astfel de circuite. La OPM am un adaptor pentru ST. Da? Care tot la fel poate fi înlocuit cu alt model. Ce vreau iar să observați că sub acești adaptori nu se află ferule. Majoritatea powermetrelor de gamă largă au direct un senzor optic. De, la ce m-ar ajuta acest lucru? Principalul avantaj este că pot să măsor atât conectorii PC cât și APC, adică cei albaștri și cei vierzi pentru monomod. Un alt avantaj este faptul că poți să măsori și puteri mari. Iar al treilea avantaj este că nu se deteriorează ca o ferulă
a unui conector. Adică dacă conectorii care introduc în acest adaptor sunt murdari, senzorul acesta doar se contaminează și nu se deteriorează cum se deteriorează ferula unui conector. Haideți să și pornim unul dintre ele ca să puteți să vedeți exact și meniul. De fapt, cred că o să le pornim pe amândouă. Da? La aceste două modele, meniul este destul de simplu, cum v-am zis. Să alege lungimea de undă prin apăsarea tastei. Și observați că la OPM 4 lungimea de undă este sus. Da? Eu, de exemplu, acum am 1625. Iar la CSM1 selectez și chiar pe mijloc. Okay? Și astfel pot să selectez lungimea de undă pe care doresc să măsor atenuarea sau nivelul puterii, în funcție de ce unitate de măsură doresc să utilizez. Mai există pe piață și alte modele mai complexe, gen ca o salvare internă a acestor valori care să pot să scot un raport mai departe către beneficiarul circuitului optic. Iarăși există echipamente dedicate, certificatoare de fibră optică, care au module de power metru în interior. Avantajul acestei certificatoare e că sunt mult mai rapid de utilizat decât un power metru clasic. Pentru volum mare de fibră optică, adică gen mii de porturi care trebuie să le măsor, se recomandă utilizarea unui astfel de certificator. Bineînțeles că certificatorul pe lângă măsură face și compararea valorilor măsurate cu anumite standarde, să zicem, în vigoare, ISO, TIA sau alte cerințe care le are clientul. Să vă prezint puțin și sursa de lumină. O pornim. La sursa de lumină am tot câteva opțiuni. Modelul acesta, de exemplu, îmi permite să luminez și fundalul ecranului ca să văd în condiții de ilumina mai slabe, să văd afișajul. Îmi permite să comut lungimile de undă pe care ea le emite. Da. De exemplu, la sursa de lumină am tot adaptor interschimbabil. Dar în interior am o ferulă, nu mai am un senzor optic. Deoarece dioda laser, care este în interior, trebuie să emită pe fibră și am nevoie de acest conector. De aceea, mare atenție când utilizați, este ca și în cazul OTDR-ului, această ferulă se uzează dacă nu utilizați conectorii curați. Mai altă posibilitate la această sursă lumină, mai am să tonezi lumina pe care o emit. Adică pot să emit în mod continuu sau pot să emit tonat la 270 de Hz până la undeva la 2 kHz. La ce mă ajută această opțiune? Mă ajută foarte mult în partea de depanare a rețelelor de fibră optică, unde eu la celălalt capăt am power metru. Power metru care recepționează genul ăsta de semnal și zice că este un semnal tonat. Sau am un feed. Cred că dacă ați urmărit până acum prezentările, ați văzut că acel identificator de semnal curbează fibra și analizează semnalul, în sensul că vede dacă este trafic sau dacă este un semnal tonat. Și astfel mă ajută pe mine să identific fibra pe care vreau să o sudez sau să intervin asupra ei. Bun, revenind la tema discuției de astăzi, o să folosesc sursa de lumină într-un mod continuu, adică emisie continuă, și trebuie să o să utilizez power metru acesta, CSM1. Bineînțeles că asta e o gamă, de exemplu acesta este un CSM14, îmi permite să măsor puteri până undeva la plus 20 de dBm. În miliwați e undeva la 100 de miliwați, ca idee. Tema discuției de astăzi, cum setez corespunzător referința. În industrie sunt trei moduri de setare a referinței. Cel mai exact și care vi-l recomand să-l utilizați și o să-l vi-l și arăt astăzi, este setarea referinței cu un singur patchcord. Și în momentele următoare o să proced să vă arăt metoda exact. Deci avem cele două echipamente pornite. Asta ar fi primul pas. Și pe fiecare lungime pe care dorim să măsurăm atenuarea circuitului optic, trebuie să setăm această referință.
Deci, selectăm 1310 pe sursa de lumină și selectăm 1310 pe powermetru optic. Da, haideți că am sărit. Bun, deci am selectat. Înainte să setez această referință, vă recomand ca să lăsați pornită sursa de lumină undeva la 5 minute, minim 5 minute, maxim unii producători o dau undeva la 15 minute. De ce? Fiindcă am nevoie ca dioda laser din interior să emită o putere constantă, adică să se stabilizeze din punct de vedere termic. Bun, deci v-am amintit. Primul pas, pornim cele două echipamente. Al doilea pas este conectăm un peșcord, dar vreau să vă asigurați că înainte să utilizați un peșcord pentru măsură, vreau să fiți sigur că conectorii de pe el sunt curați și în stare bună. Da? Deci am conectat un peșcord la cele două echipamente. Bun, și observați că acum powermetrul mi-afișează o anumită valoare. Valoarea mea este în dBm. Ținând apăsat tasta de referință, vă apăs așa ca să și observați, da? O țin mai mult apăsat, automat powermetrul mi-a trecut în decibeli și mi-a afișat undeva la 0,0. Da? În momentul de față, powermetrul mi-a memorat valoarea puterii cu care emite sursa de lumină și mi-a scăzut atenuarea pe acest peșcord. După care, o să îndepărtăm conectorul din powermetru. Deci, ține minte, tot timpul se scoate conectorul din powermetru, nu din sursa de lumină. Dacă aș scoate din sursă, aș avea erori foarte mari. Și conectăm cel de-al doilea peșcord. De ce? Fiindcă avem nevoie de măsurători. Că, după cum știți, trebuie să luăm cele două echipamente, să ne ducem la două capete ale traseului nostru. Da? Deci îl conectăm printr-un adaptor cu primul peșcord, iar cel de-al doilea conector al doilea peșcord îl introducem în powermetru. Bun, și în momentul de față, powermetru ne afișează o valoare de 0,2 decibeli. Standardul pentru telecomunicații zice că dacă valoarea aceasta afișată este mai mică de 0,5 decibeli, putem să trecem la partea de măsurători. Dar, de exemplu, pentru rețelele de tip Enterprise Data Center, această valoare este undeva la 0,1. Bineînțeles că și acolo se folosesc alte peșcorduri de altă calitate. Dar dacă dumneavoastră observați că valoarea este mai mică de 0,5, se pot utiliza foarte ușor pentru linkuri de telecom. După ce am verificat calitatea celui de-al doilea peșcord pe care o să-l utilizăm în măsurători, pur și simplu separăm cele două peșcorduri și putem măsura. Dar țineți minte, acum am setat referința doar pe 1310. Dacă doresc să o setez și pe 1550, trebuie să comut din sursa de lumină și din powermetru. Și repet pași. Da? Eu am aici o bobină de 1 km pe care aș vrea să îi măsor atenuarea. Uitați, am bobina cu cei doi conectori. O să mă folosesc de două adaptoare de fibra optică și conectez într-unul dintre adaptoare. O să conectez sursa de lumină. Da, uitați așa. Vezi destul de mult fir pe masă. Da? Deci am sursa de lumină cu bobina într-un capăt și în celălalt capăt am power metru. Da, scot cablurile și conectez la cel de-al doilea conector, tot cu ajutorul unui adaptor. Da. Și deci în momentul de față pot să zic că atenuarea pe o bobină de 1 km fără nicio sudură, cu doi conectori la capete, este undeva la 0,69 de decibeli. Cam asta ar fi metoda de setare a referinței și de măsură a unui circuit, de măsurarea atenuării a unui circuit optic. Sper că informațiile pe care vi le-am arătat astăzi vă sunt utile și vă așteptăm la noile sesiuni de săptămâna viitoare, unde vom discuta despre
lucruri noi din telecomunicații. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere!